Accident teribil de circulație în urma coliziunii a două autoturisme. O persoană a decedat, iar alta a ajuns la spital. Totul s-a întâmplat pe raza localității Reteag, județul Bistrița-Năsăud. Se pare că o tânără în vârstă de 23 de ani, cunoscută interpretă de muzică populară, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj pe un drum lateral. Ce a urmat a fost un impact cu o mașină care intrase în depășire. Aceasta din urmă era condusă de un tânăr în vârstă de 22 de ani, pasageri fiind părinții lui. În urma impactului, mașina familiei a fost proiectată în șanțul de pe marginea șoselei. Tatăl și fiul au reușit să iasă tefe din autoturism. În schimb, femeia pasageră pe bancheta din spate a fost grav rănită. Aceasta a fost resuscitată timp de aproximativ 60 de minute. Însă, din cauza rănilor suferite, medicii au fost nevoiți să declare decesul. De altfel, tânăra șoferiță, însoțită de alte două rude, au scăpat nevătămate. Doar bubuitura am auzit. Și de acolo am fugit încoace, atât. În rest n-am văzut nimic, doar din auzite ce au vorbit lumea. Ce ați văzut când ați auzit? Când doamna era aici, nepoatul meu care e medic era acolo la ea, o intubat-o. Și că fata venea, i-au semnalizat. Băiatul am auzit că m-a întrebat poliția, că i-a bătut soarele în ochi și nu a văzut că fata a semnalizat, că fata a vrut să intre acasă. În urma apelului la 112, spre locul accidentului s-au deplasat de urgență pompierii de la descarcerare din Beclean și un echipaj cu paramedici SMURD. În momentul sosirii la locul accidentului, victima era scoasă din autovehicul de ceilalți participanți la trafic. Noi, echipajul, am ajutat celălalt echipaj de pe EPA la manevrele de resuscitare și am luat măsuri de apărare împotriva incendiilor. Polițiștii de la rutieră au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat.